spune astăzi, să ne lăsăm călăuziți de El, căci El ne va arăta calea pe care trebuie să o urmăm. În continuare aș dori să ne prezentăm. Eu sunt David, sunt din Oradea și studiez la Universitatea Emanuel Teologia. Și acum voi trece în anul 3. Pace, eu sunt Marcus Bozle, am absolvit Teologie și Management și am binecuvântarea să lucrez în biroul de dezvoltare a universității. Pace, numesc Mindy Emanuel și sunt student la Informatică Economică, anul 2, de la Universitatea Emanuel. Eu sunt Alina, sunt anul 2 la muzică și sunt din Ucraina. Pace, eu sunt Lavinia, am absolvit litere la Universitatea Emanuel și vin din Caraseverin. Pace, eu sunt Andreea și studiez litere și vin din Oradea. Pace, numele meu este Denisa, vin din Arad și intru anul 2 la litere. Numele meu este Andreea Mureșan, studiez asistența socială și trec în anul 3. Pace, numele meu este Andrei Daniel și sunt student în anul 2 la Informatică Economică la Universitatea Emanuel. Să
Zalău și până să ajung la Universitatea Emanuel m-am confruntat cu unele provocări și am fost frământată de alegerea pe care trebuia să o fac în privința studiilor. Planurile mele erau cu totul altele de a veni la Emanuel. Însă, după cum zice și în cartea Proverbe, omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Vedeam cum ușile se închid la planurile mele și în liceu eu aveam o profesoară creștină care tot mă sfătuia să vin la această universitate. Până într-o zi când am acceptat acest lucru și mă gândeam, bun, am ales universitatea, dar ce profil să aleg? Și Dumnezeu a pus în inima mea dorința de a-L sluji pe El și cel mai bun loc în acest sens l-am găsit la asistența socială, unde ne pregătim atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere profesional să ajutăm persoanele vulnerabile. Și văd cum Dumnezeu a lucrat minunat de-a lungul acestor 2 ani de zile. M-a crescut atât spiritual, cât și mental și psihic. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate și vă încurajez să căutați călăuzirea lui Dumnezeu și El este gata să vă dea. Thank you.
Domnului. Iubiți frați și surori, vă salutăm în numele întregii Universități Emanuel. Ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze și vă mulțumim mult pentru primirea frumoasă de care ne-ați făcut parte. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Biruința. Am vrea să salutăm odată toți absolvenții pe care îi avem din acest locaș de închinare și știm că sunt mulți. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să-i folosească. Am vrea să vă salutăm și să vă mulțumim și pentru că susțineți lucrarea pe care o facem și mulțumim Domnului pentru dumneavoastră. Și aș vrea totodată să salut viitorii studenți. E o mulțime de tineret cu potențial pe care cred că Domnul vrea să-i folosească în viața aceasta. Și ne rugăm ca de la vârsta aceasta Domnul să vă țină în mâna sa. Amin. Frați și surori, Universitatea Emanuel este un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut României și este un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut Europei. Este doar prin mila Lui și doar prin harul Său. Singurul loc de pe continentul nostru pe care un student evanghelic poate să se pregătească, așa încât să crească academic, să se pregătească profesional și în același timp să crească spiritual. Și zilele trecute am avut o întâlnire cu mulți dintre profesorii și stafful Universității Emanuel și împreună cu ei, împreună cu fratele Paul, rectorul nostru, am spus, trebuie să ne amintim de ce existăm. Trebuie să ne amintim de ce a lăsat Dumnezeu această școală. Și sunt trei scopuri principale. Unul dintre ele este pregătirea academică. Iar prin mila lui Dumnezeu, ceea ce la început era doar un seminar de teologie. Astăzi este o universitate în care studenții se pot pregăti în teologie, în litere, în asistență socială, în muzică, în informatică și în management. De aceea, dacă Domnul le pune pe inimă tinerilor dumneavoastră aceste domenii, vă așteptăm și vă invităm cu tot dragul. Sunt studii în licență și sunt studii în programele de master pe care le puteți face. Și totodată povesteam la început cu fratele Mircea, dacă nu greșesc. Fratele Mircea, care este înrolat în programul STPE, Școala de Teologie Practică. Vreau să vă spun că este unul dintre cele mai bune și încurajatoare programe în care, în timp de doar un an de zile, oricare dintre dumneavoastră, puteți să primiți o pregătire teologică și puteți să folosiți apoi acea pregătire la timpul de rugăciune, la timpul de mesaj, la timpul de evangelizare sau în slujirea cu copiii. Sunteți foarte aproape de Oradea și de aceea de toate vârstele, surori și frați, vă invităm și la Școala de Teologie Practică, unde cu doar 3 zile pe lună puteți într-un an de zile să vă pregătiți teologic. Al doilea motiv pentru care există Universitatea Emanuel și așa cum ați auzit în mărturia Andrei, în mărturia lui David, e un loc în care mulți dintre noi ne-am format spiritual. E un loc în care mulți tineri sau l-au cunoscut pe Dumnezeu sau l-au cunoscut mai bine, dacă îl cunoșteau deja. Pentru că în fiecare semestru există și un curs de teologie. Indiferent dacă studentul a ales specializarea management sau informatică sau muzică, va avea și o bază teologică. De asemenea, mediul deosebit este, cred că, o liniște și un confort pentru mulți părinți din sala aceasta. Să știe că ceea ce dumneavoastră ați clădit, ceea ce ați pus în sufletul copiilor dumneavoastră, noi vom căuta cu ajutorul lui Dumnezeu să clădim mai departe cu frică de El. E o pregătire academică, e o pregătire spirituală și un lucru foarte important este misiunea. Ne pregătim cu mulți din grupul acesta și cu mulți alți studenți să plecăm peste o săptămână în misiuni în Oltenia, în Moldova și în Republica Moldova. Aș putea să vă spun că ne-am autoinvitat la misiunea din Republica Moldova. Dar reacția și răspunsul pe care l-am primit ne-a copleșit. Fratele misionar de acolo ne-a spus, vreau să vă spun că biserica la care veți veni este un rezultat a misiunilor de la Universitatea Emanuel de acum 20 de ani. Ce veți face voi va fi să clădim mai departe aceeași lucrare. Și Domnul să ne ajute! Vă mulțumim că ne purtați în rugăciune. Vă mulțumim că sprijiniți Universitatea financiară. Și aș vrea să vă spun că e o lucrare specială, e o lucrare de care ne bucurăm fiecare dintre noi, dar care se face cu mari eforturi. E o lucrare pe care numai prin mila și ajutorul lui Dumnezeu o avem, dar în același timp prin
generozitatea a sute de frați și surori. De aceea aș vrea să vă invit să fiți și dumneavoastră parte din acest proces și avem un program în care putem individual să ne implicăm și să știm că și eu și dumneavoastră am participat la educația acestor studenți. Poate că cei mai mulți dintre noi nu vom fi în viața aceasta în clasă și să le predăm un curs sau să facem ucenicie cu ei. Dar fiecare dintre noi putem și am vrea să vă invităm să vă implicați în programul nostru de dărnicie lunară. E un program în care de 5 ani de zile ne rugăm și cerem Domnului să ne ajute să clădim o stabilitate pentru școală în generațiile care vin. Peste un an, peste 5, peste 20, am vrea să știm că facem mai departe lucrarea pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, invitația mea este, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, în timpul acestei slujbe de biserică, să deveniți un partener, un susținător lunar al acestei lucrări, să-mi spuneți la final ca să vă ajut să vă înscrieți. Vă spun frica pe care au avut-o unii frați. Aș vrea să dăruiesc, dar mi-e frică că nu voi ține minte să ajut și luna viitoare. Ăsta este cel mai simplu lucru. Avem un program online în care putem seta împreună cu dumneavoastră un dar automat ca să fiți alături de studenți. Dacă vă înscrieți, vreau să vă spun că veți fi un răspuns și la rugăciunea mea și a altora din școală care ne rugăm ca într-o zi Bunul Dumnezeu să ne dea 1000 de suflete alături de școală. În promoția actuală avem studenți din aproape 10 țări ale Europei, din Grecia, din Bruxelles, din Republica Moldova, din Ucraina, din Spania, din Italia, din Germania și ne rugăm ca Dumnezeu să ne aducă mai departe sute și mii de studenți. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumim și pentru rugăciuni și vă mulțumim în mod special celor care veți susține și financiar această lucrare. Haideți să cântăm împreună și să ne bucurăm mai departe de prezența Domnului nostru. Amin.